Dragi prieteni, în contextul consemnării zilei istoricului în Republica Moldova, 18 iunie, consider că este binevenit ca să prezint lucrarea profesorului universitar Anatolie Petrencu. Este unul dintre cei mai cunoscuți istorici din spațiul românesc, cunoscut atât în Republica Moldova, România, Ucraina, Federația Rusă, Germania, Franța. Este o personalitate, într-adevăr, care merită să vedem ce a mai publicat. Este foarte prolific profesorul nostru, profesorul la generațiilor de istorici, predă la Universitatea de Stat din Chișinău, așa se numea atunci până în 1989, în prezent Universitatea de Stat din Moldova, din anul 1980. Este foarte dinamic și foarte prolific. Anul trecut, de exemplu, a publicat peste 31 de coli de autori. Este munca unui institut întreg de cercetare științifică, a unui colectiv format din 20-25 de persoane. Aceasta ar fi producția care ar trebui să o elaboreze și aceasta ne oferă profesorul Petrencu. Pe cât de dinamic este, pe atât de cumpătat este în cele ce scrie. Orice cuvânt este bine îngrijit și bine transmis cititorului. Profesorul Petrencu este cunoscut și în spațiul public, în spațiul virtual, în auditorii, în aulele universitare, dar și în școlile din Interfluviul Pruto-Nistrian. A exercitat funcția de decan al Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova în anii 1990-1992. A fost și președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova. De altfel, în perioada în care a exercitat această funcție, asociația era omniprezentă. Toată lumea cunoștea despre Asociația Istoricilor. Se temea politicul ce vor zice istoricii. Din păcate, în ultimul an, această asociație nu mai este prezentă în spațiu public. Profesorul Anatolie Petrencu este cunoscut și ca lider a renumitelor greve studențești din primăvara anului 1995, atunci când a sprijinit tineretul studios în lupta pentru menținerea cursului de istoria românilor și a limbii române. Știm că ingerința factorului politic atunci a fost foarte puternică. Profesorul Anatolie Petrencu are și un blog personal menținut cu regularitate. Deci acest blog oferă informații la zi. Vrem să-l aducem în spațiu virtual în Facebook, în rețea de socializare. Este mai conservator aici, dar la insistența colegilor cu puțin experiență, sperăm că vom reuși să-l aducem în Facebook ca să promovăm și mai mult ceea ce face domnul profesor Anatolie Petrencu. Duce o mod de viață spartan, se trezește la ora 5 dimineața și face sport la Valea Morilor. Este o prezență activă în spațiul acesta de agrement al citadinilor și acolo face cercetare. A studiat istoria gunoiului de la Valea Morilor, deci este o istorie care nu are zile de odihnă. De altfel, când în anul 2018 veneam cu domnul profesor de la Sighetul Marmației, eram în microbus și îmi spunea că nu și-ar închipui viața fără a scrie măcar ceva, o pagină pe zi, două, trei, deci nu există o zi ca domn profesor ceva să nu scrie, să nu consemneze. Și astăzi vreau să vă prezint o lucrare excepțională. Este vorba de monografia Fii profesor de istorie în Republica Moldova. Această lucrare a fost elaborată în contextul conferirii înaltului titlu onorific de doctor honoris causa de către Universitatea de Stat Aleco Ruso din Bălți. Acest titlu i-a fost conferit domnului profesor în anul 2019 și așa, în perimetrul unor tradiții universitare, de a da o dare de seamă în fața publicului universitar, profesorul a considerat că este necesar ca să însumeze realizările lui din anul 2014, atunci când a mai fost elaborat o carte de acest gen pentru perioada respectivă, și să o aducă până în prezent. Care este profilul unui profesor universitar? Ne răspunde însăși protagonistul acestei lucrări. Citez de la pagina 12 a cărții nominalizate. A fi profesor universitar înseamnă angajamentul personal de a realiza sistematic cercetări științifice în domenii importante ale trecutului, a aborda teme nestudiate sau insuficient studiate, sau mai ales în cadrul istoriei contemporane, de multe ori tendențios interpretate sau conștient falsificate.
Domnul profesor Anatol Petrenko este specializat pe istoria contemporană universală și istoria românilor. Anume, aceasta este direcția de cercetare a distinsului profesor universitar. Este semnificativ cui este dedicată această carte. Și uitați-vă că la pagina 5 autorul ne spune că este consacrată prietenilor, colegilor, discipilor mei cu drag. Din ce cauză? Pentru că la pagina 9 îl citează pe Morgan Freeman, actor din Statele Unite ale Americii, care spunea că unul din cele mai bune sfaturi care mi s-au dat este, citez, nu accepta critica de la oamenii de la care nu ai cerut niciodată sfatul. Adică autorul acestei cărți este conștient că lucrarea are un anumit grup țintă. Este profesorul care critică clasa politică necărturară. Într-un material pe care l-a publicat Anatol Petrenko vorbește despre faptul că a văzut prim-ministrul Republicii Moldova, a văzut președinții a Republicii Moldova cu paharul de vin în mână, însă nu a văzut niciunul din conducerea supremă a Republicii Moldova să țină cartea mână, să o promoveze. Ori ce promovează aceste personalități în acest mileniu incert? Domnul profesor zice în cunoștință de cauză pentru că este deținătorul celei mai mari biblioteci private specializate pe istoria contemporană. Colecția privată, biblioteca privată a profesorului Anatol Petrenko însumează, fiți atenți, 50.000 de titluri de carte. Deci dacă am lua pentru comparație, asta ar fi vreo 10 biblioteci sătești dacă au atâtea titluri de carte și este una de specialitate specializată. Așa că domnul profesor știe ce ne spune, cu atât mai mult că în sursele iconografice care ne prezintă în copilărie, vedem un copil ținând o carte în mână. Acel copil a fost Anatol Petrenko. Câteva cuvinte despre structura acestei cărți. Ea include o introducere unde justifică din ce cauză a apărut această carte. Așa cum am spus mai sus, se contextualizează înmânării însemnelor de doctor honoris causa care va avea loc la 23 iunie 2021 la Universitatea de Stat Ale Corusot din Bălți. Cartea este structurată în trei părți. În prima parte, un slujitor al muzii Clio în apărarea adevărului despre trecut, se abordează următoarele linii de subiect. Activitatea didactică este cea pe care o promovează zi de zi distinsul profesor universitar Anatol Petrenko, preocupările științifice, direcțiile științifice, aici trebuie să punem accent pe faptul că în intervalul 2015-2018 Anatol Petrenko a fost conducătorul programului de stat de recuperare a memoriei celor deportați în cele trei valuri și accentul în economia subiectelor abordate de Anatol Petrenko anume cade pe recuperarea memoriei celor care au fost deportați de către regimul stalinist. Profesorul Anatol Petrenko nu stă închis în turnul său de fildeș, dar este deschis publicului larg. De altfel, este o caracteristică a profesorului nostru, pentru că mulți din istorici stau în turnul lor de fildeș și dau lucrări de calitate, însă nu prea le promovează. Însă domnul profesor ușor trece de la stilul științific la cel de popularizare a științei și transmite conținuturi atât pentru studenți cât și pentru elevi. Un compartiment aparte este consacrat dosarului la concursul de titlul de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei. Este vorba de anul 2017, atunci când profesorul Anatol Petrenko împreună cu Ion Șeșcanu, colegul său, a înaintat dosarul pentru a obține acest titlu în cadrul secției de științe umanistice și arte la specialitatea istoria românilor pe perioade, însă, nota bene, caz unic în istoria științei din Forumului Suprem din Republica Moldova, nu au trecut atunci niciun candidat în cadrul acestei secții, n-au trecut nici
regretatul Nicolae Dabija la compartimentul literatură română, n-a trecut nici doctorul habilitat Aurel Dănile la specialitatea muzicologiei, caz unic în istoria Academiei de Științe a Moldovei, și asta cred că a fost un element care a periclitat activitatea acestei secții, pentru că este una minoritară în cadrul Academiei de Științe a Moldovei. Partea a doua a lucrării include un titlu cu cărțile pe masă, bibliografia anilor 2014-2020, și aici este prezentată producția științifică a profesorului Anatol Petrecu. Este vorba de monografii, bibliografii, articole științifice naționale și internaționale, participări la manifestări științifice, congrese, conferințe și așa mai departe. La fel se prezintă și activitatea de conducător științific a tezelor de doctorat. În intervalul de timp respectiv au fost susținute două teze de doctorat sub conducerea domnului Anatol Petrenco, a unui doctorant din România și a unuia din Republica Moldova. În total, școala științifică a profesorului Anatol Petrenco însumează 12 doctori în științe. Primul discipul al lui Anatol Petrenco este doctorul conferențiar universitar Igor Șarov, cel care a exercitat funcția de ministru al educației, culturii și cercetării în Republica Moldova în anul 2020, actualmente rector al Universității de Stat din Moldova. La fel se prezintă și activitatea domnului profesor în calitate de conducător a seminarelor științifice, a consiliilor științifice de profil. Partea a treia a lucrării, cea terminală, este intitulată Promovarea realizărilor științifice, mass media, documentări, aprecieri. Așa cum am spus anterior, domnul profesor este cel care este deschis spațiului public, este omniprezent la televiziuni, omniprezent la radiouri, cu articole științifice și de popularizare a istoriei în publicații electronice. Este istoricul activ în călătorii, se documentează de visul la fața locului, are un aparat de fotografiat și tot documentează. Apoi promovează aceste note de călătorii prin publicații științifice. La finalul lucrării este un compartiment, și anume considerații finale, și redă situația istoricului din Republica Moldova în contextul COVID-19, atunci când situația întregului glob era una tensionată, iar a istoricului care sesizează marile transformări prin care noi trecem, și domnul profesor Anatol Petrenco le sesizează foarte bine. Și sunt înserate și trei anexe. Este vorba despre anexa Puterea de stat fără minte, o recenzie la cartea laureatului premiului Nobel Alfeorov, un savant rus care vorbește despre putere și despre știință și puterea fără creier, aluzie la ceea ce se întâmplă și în Republica Moldova, unde Altfiorov spunea că este dezastros ceea ce se întâmplă în știința academică din Federația Rusă, iar Anatol Petrenco spune că în Republica Moldova este și mai grav la acest capitol. Și urmează la anexe două materiale despre relația istoricului cu statul, despre faptul cum statul din Republica Moldova nu susține cercetarea științifică, umanistică, în mod special cea din a istoriei, și este clar din ce cauză, pentru că istoricii profesioniști nu se lasă dirijați de către politică, iar politicul aceasta nu-i convine și închide anumite finanțări pentru a dezvolta și pentru a promova realitatea istorică. Ca și orice lucrare științifică de categoria A, lucrarea are un indice de nume, este foarte valoros. Și, cum spuneam anterior, iubitor de fotografie istorică, dar și de fotografie recente, profesorul Anatol Petrenco înserează imagini din arhiva personală, care dă un colorit special acestei lucrări. Vă doresc lectură plăcută!